Astăzi o să vă încânt cu cumpărături din Kaufland. De fiecare dată lipsește câte ceva și mereu trebuie să facem cumpărături. Adică eu nu înțeleg. Și adevărul e că s-au scumpit și foarte mult. Adică semnificativ, de săptămâna trecută, de exemplu, 20 de ouă. Săptămâna trecută, haide să nu exagereze, acum două săptămâni erau 17, 80, 90 și acum sunt 22, 90. Adică cu 5 lei în două săptămâni mi se pare exagerat de mult. Dar asta e. Și o să încep cu mărunțișul. Am luat și două decorații de Crăciun. Nu am luat foarte mult, că nu mi s-a părut așa wow. Nu m-au dat pe spate. Și o să încep cu acest omuleț, foarte simpatic. Cred că a costat 10 lei, dacă nu greșesc. E ceramică, cred că se numește. Nu e plastic, dar e, mi se pare așa, simpatic. Mai, cred că avea și om de și Moș Crăciun. Dar am zis să le iau pe ăsta, că mi s-a părut simpatic rău. Figurină decorativă de Crăciun, 16 cm, țară de origine China. Da, dar e foarte simpatic. 10 lei era pe acolo, la standul cu... Sunt niște cutii acolo unde pun cel mai mic preț sau ceva de genul. Și aici am mai luat câteva lucruri pentru calendarul advent, poate reușesc să-l termin într-un final săptămâna asta. Și câteva lucruri pentru ronțăit, că mâine pleacă Ianis în excursie să aibă și ceva la el și să mai fie și pentru săptămâna viitoare. Niște gume Huba Buba. Le-am luat de data asta cu mere, cu aromă de măr. Până acum ei au mâncat doar de căpșuni. Le-am luat două de astea batoane cu de Nesquik. Am mai luat două Kinder Pingui cu cocos. Cred că nu am mâncat până acum, cred că nu le-am luat. Am mai luat aici burger de căpșuni, cu aromă de căpșuni, la fel două. Astea sunt pentru... Nu sunt pentru calendar advent, să văd că nici nu au loc. Mai am două de ciocolată cu aromă cu lapte și cioco de la Yeti. Ambele sunt de la Yeti. Mai am aici, tot de la Yeti, aceste batoane de napolitane cu ciocolată. Să știți că sunt foarte bune. Sunt extraordinar de bune, chiar sunt bune. Tot de la Yeti, niște biscuiți cu fibră și cremă de, cred că e de vanilie, cred că, cremă de lapte, ceva de genul, nu știu. Aici de la Cio, crocanțele cu smântână și ierburi mediteranene, iarăși sunt extraordinar de bune. Aici mai avem Tempo, o imitație de Oreo, de biscuiți Oreo. Aia am luat două, de fapt, și cred că mai am una, altă, cred că una cu lămâie, dacă nu greșesc. Tot de la Yeti napolitane cu lămâie. Astea sigur sunt bune, că sunt așa dulce acrișor. Mai am aici, ce mai e, un baton cu ciocolată, asta e cu bază de lapte și una cu ciocolată. Cred că celelalte au fost puțin invers. Și de la KitKat mai am crunch, napoletane cu, bineînțeles, cu ciocolată. Asta nu știu sigur, sper să încapă în calendar advent, că sunt tare simpatice. Și continuăm cu plasele. Aici am jumătate și mai am una de asta plină și una de la Lidl. Deci totalul a fost 3.600.000 sau 3.300.000. Deci am luat niște lavete, 3. Cred că au fost 8 lei. Și cafeluța nelipsită. Le las așa un pic pe aici. Și aici am ouă. 30 de ouă. Așa, 30. Am dat 25 de lei, 24,90. Și data trecută știu că am luat 22, am dat 17 și acum au fost
m-am uitat și erau 23, adică despre ce vorbim. Și nu doar ouăle, mai multe au urcat de preț așa, semnificativ. Nu au urcat 2 bani, 3 bani, nu, semnificativ. Aici am herring în salsa picante, sos tomat, cred că picant. Am luat aici iarăși de la secțiunea reduceri, am luat un suc de la Olympus, suc de portocale, mere, sfeclă roșie și morcovi. Și a costat 7 lei și 9 bani. Cred că am luat două. Prețul inițial era 12,89 și a fost reducere 45%. Știu că astea cu amestecat cu măr, cu portocală și sfeclă roșie sunt foarte bune. Aici am luat bacon, am luat două de bacon, cred că au fost 6 lei, 5 sau 6 lei, 100 de grame. Am luat niște nuggets de pui. Easy and easy, nu știu ce înseamnă. Am luat să mai mâncăm așa de când în când, că nu am mai luat chiar nuggets de pui de mult. Am golit o sacoșă. V-am zis că nu era nici foarte plină, avea puține lucruri, dar greluțe. Am luat niște șervețele de la Bevola. Nu am găsit cu capac, sau cum se numește. Și am găsit doar așa. Mai erau unele, dar mi s-au părut exagerat de scumpe. Adică câteva șervețele să dai 9 lei, 10 lei, 12. Adică ce vorbim, sunt niște șervețele. Aici am luat o gogoașă cu marshmallow, că mă nebunește cea mică vrea gogoașa. Aici, aici cu decor de Crăciun, foarte simpatic. Aici s-a șifonat un pic gogoașa. Am încercat eu să o protejez, dar tot un pic s-a desfigurat. Să le punem imediat la frigider, că rezist altfel. Aici continuăm cu celălalt suc. E la fel de portocale, mere, sfeclă roșie și morcov, același preț, 7 lei cu 9. Aici am luat și eu, a curs mama lor. Aici am luat niște măsline cu brânză, cum se numesc, mix de măsline. Au niște brânză, măsline negre, verzi și mai au ceva ingrediente. 100 de grame, 5 lei și 87. Și mi-a pus mai multă brânză. Haideți să vedeți. Uitați. Și mi-a pus mai multă brânză. Dar nu e rău. Miroase destul de bine, cam așa arată. Da. Le-am luat de probă, pentru că sunt încă în proces de a descoperi lucruri și iau mereu, iau diferit, un pic de aia, un pic de aia, ca să-mi dau seama ce ne place și care sunt pe gustul nostru. Și aici niște măsline cu castraveciori, așa. Așa. Ăștia au fost 3 lei și ceva, 100 de grame. 3 lei și 40, cred că, sau 80. Cealaltă decorațiune de Crăciun, un brăduleț, tot 10 lei, foarte simpatic. Continuăm. Am luat lapte la reducere de la Artesana, pentru că știți că am luat data trecută un chefir și era 100% cel de făcut în casă, foarte bun, și am zis iau și laptele, 8 lei 24 reducere, costa 15 lei și a fost redus 45%. Da, și cât a fost? Și cât e un litru? Deci e un litru, adică 15
15, nu aș zice eu că e foarte, foarte scump, pentru că am văzut eu cu 15, cu 13 și nu e bun de nimic. Am luat doi covrigei cu mac și semințe și cu semințe floarea soarelui și susan. Și două croasante cu șuncă și brânză. Sacan și fănașil. N-am putut să vin nici cu ele în mână. Am găsit salsa kebab. Acum să vedem cum e. Tare curioasă sunt. Aș zice că miroase un pic. Mai mult a oțet miroase. Nu știu, acum nu pot să o gust, dar am să o gust eu un pic mai încolo, să vedem. Ai, a curs un pic măslinele alea, au curs. Gata, am șters-o. E de la Hellmann's. Și are 250 de grame. Da, nu știu, am să o probez mai târziu. Are o culoare prea închisă, aș zice eu. E obișnuită cu cea din Spania care e un pic mai deschisă. Și nu miroase așa mult a oțet, nu știu. Nu știu, acum s-o gust mai încolo, să vedem. Aici avem, de la Noel, avem un hamon de la original. Pentru că data trecută mi-a plăcut. Am luat unul, losesem deja de brandul lor Kaufland. Și chorizo. Să știți că asta e chiar foarte bun. Tot de la Noel. Aici am luat de la secțiunea reduceri, pentru că na. Ne mai uităm și pe acolo. Crema de brânză cu nuci. A costat 4,34 lei, a fost înainte preț inițial 6,69 lei și reducere 35%. Hai să-l desfacem și să vedem cum arată. Cu nuci, sincer, eu nu am mai luat. Am zis, haideți să-l încerc și pe ăsta. Pentru că eu luam de obicei cu ierburi, cu ceapă, cu de toate, cu brânză, cu mucegai, mai puțin cu... cu nucă. Miroase bine. Cred că miroase bine. Cred că o să-mi placă. Mai mult ca sigur o să-mi placă. Uitați, așa arată. Iarăși am făcut o lată. Așa arată. Și cred că o să-mi placă. Pentru că mie chiar îmi plac nucile. Și n-are de ce să fie rău la gust, zic eu. Hai, cam șterg și pe aici. Am dat pe jos și a doua plasă s-a golit. Mi-a mai rămas un singur lucru. Și continuăm. Aici am luat niște mâncare pentru hamster, pentru că am hamster. Și a costat 3 lei. Am terminat-o și caută semințe. Iau și a doua, ultima plasă. Să încerc să o pun în brațe, să vedem. Aici am două pâini cu semințe pentru sandwich. Pentru mine se dau un sandwich în excursie. Cealaltă pachet de bacon. Mai am aici niște șunca afumată, dacă nu greșesc. Niște cereale Teddy, 6 lei și 5 bani, cred că au fost. Nu le-am mai luat chiar de mult. Și, na, să mai schimbi și ei. Aici niște acadele, tot pentru calendarul advent. De la Cio niște goldfish cu cașcaval, tot pentru rânțăit, pentru excursie, dacă o să aibă ocazia, dacă nu... acasă. De la Capricii și Delici am luat ficat pate de pui și curcan.
poate 45% ficat. Acesta de la Caprice și de Lici e chiar foarte bun. Și am luat un chefir. A costat 9 lei. 9 lei și ceva. Dar îl iau cu încredere pentru că știu că e foarte bun. Adică nu am nicio îndoială. Iarăși un pate de la Ardealul Fainoșac. Foarte bun și acesta. Am luat de la Univer hrean în oțet de masă. Vă place hreanul? E foarte bun. Nu la toată lumea le place. Macro în sos, tomat. Nu mai știu cât am dat pe 6 lei. De la Navodul Plin. Nu știu ce e asta. E ceva nou, scrie aici nou. Ia să vedem unde e produs. Bulgaria. Carne de porc, 500 de grame, nu carne, cârnăcior de porc, 500 de grame, cam așa arată, cred că am dat 10 lei, 10-11 lei, cam așa arată, e 2, 4, 6, 8, 10, nu, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, sunt 10 bucățele, ai cât pe ce să-mi sparg decorațiunea de Crăciun. Am luat aici de la Sabin sos de maioneză cu usturoi. Am încercat pe cel de la Olympus și vreau să-l încerc și pe ăsta. Pentru că suntem... Ai, cât pe ce să-mi o fac lată și acum. Am luat aici cotlet de porc fără os. 1 kg. 29 de lei. 1 kg și 30 de grame, 29,77, 30 de lei. Da, eu zic că arată bine. Nu știu ce. Aș zice că e un pic cam prea scumpă. Și am luat niște pahare cu tradiții sau cu specific tradițional. Am dat 20 de lei și sunt 6. Știți că în Kaufland acum pentru 1 decembrie au băgat și lucruri tradiționale, au cerșafuri. Cred că covorașe de intrare și prosoape, dacă nu greșesc. Uitați cum arată. E foarte interesant. Îmi place. Chiar îmi place. Îmi place cum arată. Oh. Și cam astea au fost cumpărăturile mele pe care am dat. Nici nu știu dacă e mult sau e puțin. Nici nu mai știu acum. Nu știu ce să zic. Dacă e mult sau e puțin. Mie mi se pare că e mult pentru că așa de mâncare nu am luat exagerat de multă carne sau anumite lucruri, nu știu. Dar trebuie să ne conformăm așa că nu avem ce face și cam asta e. Astea sunt cumpărăturile. Sper că vă place și de data asta. O să ne revedem într-un nou video. Vă mulțumesc în continuare. V-am pupat. Pa, pa!